Se pare că demnitarii au noroc, iar vilele în care își petreceau vacanțele nu pot fi vândute cu prea mare ușurință. Statul încearcă de ambun să le găsească stăpân. Prețurile de pornire la licitații au coborât, dar chiar și așa, tranzacțiile sunt imposibile. Ele nu au prea mare căutare pentru că, în general, sunt vechi și nu sunt întreținute. Oricine ar vrea să cumpere o asemenea pensiune sau, eu știu, mini-hotel sau ce mai au ei de vânzare, trebuie să mai bage o căruță de bani. Sunt destule la vânzare și în stadiul mai bun decât cele pe care le are RAPPSO. Pe litoral funcționează peste 10 locații de protocol. Prețurile de vânzare sunt cuprinse între 300.000 și 2,5 milioane de euro. Piața imobiliară abundă însă de oferte, iar clienții caută cele mai avantajoase tarife. Investitorii români încearcă în general să-și construiască ansambluri rezidențiale în orașul Constanța. Au terenul care l-au cumpărat la un moment dat și încearcă ușor ușor să se dezvolte, pentru că programul Prima Casă și deschiderea către bănci din acest punct de vedere a dat drumul la ansambluri noi rezidențiale. Concluzia ar fi una destul de elocventă. Regia care administrează patrimoniul de stat nu reușește să țină pasul cu ceilalți ofertanți. Agenția poate să constate care este nivelul pieței, care este cererea, care este oferta și poate să spună mai bine care ar fi prețul. Din păcate, statul nu poate să vândă în acest sistem, și sunt reglementări foarte precise și din cauza asta se vor vinde foarte greu. RAPPS încearcă de peste 3 ani să privatizeze unitățile de cazare de pe litoral. Patronii din turism așteaptă însă vremuri mai bune pentru a investi în vilele demnitarilor.